Pentru lucrarea practică de astăzi va trebui să deschideți fișierul lucrat săptămâna trecută, vorbind de seminarul 3, care prezintă prima pagină și apoi această structură ierarhică pe care am creat-o după modelul cuprinsului tezei mele de doctorat. Pe această structură ierarhică o să introducem astăzi conținut și cu ajutorul stilurilor o să creăm un pic de formatare, inclusiv numere de pagini. Pentru inserarea conținutului, rugămintea mea este să deschideți un browser web. Iar în acest browser web să căutați textul Lorem Ipsum și veți găsi, probabil foarte rapid, o pagină web numită www.lipsum.com. Pe această pagină web, putem trece pe română, veți găsi o descriere a ceea ce este Lorem Ipsum, practic reprezintă un text aleator în limba latină, pe care îl utilizăm în grafica text sau grafica web. Voi introduce aici 5 și bifă pe paragrafe, deci doresc 5 paragrafe de text aleatoriu. Apăs butonul Generează Lorem Ipsum și sunt dus către o pagină web unde apare acest text. Îl preiau de aici cu click dreapta Copy și ulterior, eventual, am să-l duc în aplicația Notepad++ sau într-o aplicație Notepad. Asta pentru a mai scăpa de un pic de formatări care apar acolo. Da? Și elimin de aici spațiile respective, astfel încât să am un text aleatoriu format din 5 paragrafe. Clic dreapta, copy. Și apoi voi merge în fișierul SM03, unde a trebuit să introduceți acest text aleatoriu la fiecare nivel ierarhic, adică la nivelul 1, la capitolul 1, după textul de acolo, apăsăm tasta Enter, backspace o dată și încă o dată, deci de două ori ca să eliminăm cu totul numerotarea și formatarea și apoi click dreapta Paste. Și repetăm operațiunea pentru fiecare nivel ierarhic, 1-1, Enter, Backspace, Backspace, Ctrl-V, Paste. Geomorfometria, 1-2, Enter, Backspace, Backspace, Paste. Analiza geomorfometrică, Enter, Backspace, Backspace, Paste. Și așa mai departe, până la final, cel mai probabil o să ajungeți să aveți în jur de 50-70 de pagini spor.